Noi suntem echipa surprize la tine acasă. Și astăzi cineva drag, cineva care pe dumneavoastră vă prețuiește și vă iubește din toată inima. Care din voi ați făcut acum? Cine credeți dumneavoastră că ar putea fi? De cine bănuiți așa? La cine vă duce gândul? Păi am doi copii, ăla și copii, unul de negre. Doar voi, amândoi. Amândoi. Amândoi, că amândoi pe tărie. A, înseamnă că i-am de la amândoi, da. Da, ce dat aici amândoi. Păi da. De la domnul Ionaș și de la domnul Cosmin vine surpriza noastră, de acolo, din depărtare. Din păcate, dumnealor n-au putut să vă fie astăzi alături, dar cu inima și sufletul sunt aici. Avem un tortuleț, dacă mă ajutați dumneavoastră să-l țineți, dacă puteți, bineînțeles. Mulțumesc. Avem și un aranjament floral, vi-l las pe măsuță? Da, da. Și acum o să mai am și o melodie, iar la final o să am să vă transmit și un mesaj. Haideți să auzim melodia și să nu vă întristați. Sigur, băieții dumneavoastră n-ar vrea să vă vadă tristă. Cei mai dragi din lume, care sunt făcuți anume să ne dea lumina lor, parcă lupte dintr-o soare. Și haideți să auzim și mesajul pentru dumneavoastră, un mesaj care vine cu multă, multă dragoste și cu mult respect și multă recunoștință și spune în felul următor. Sărut mâna, mamă dragă! Astăzi, cu ocazia împlinirii vârstei de 66 de ani, noi, copiii tăi, Ionaș și Cosmin, îți urăm tot binele din lume, cu multă sănătate și fericire. Te rugăm încă o dată să ne ierți că nu suntem alături. Sperăm să ai o zi frumoasă alături de fetele noastre, Valentina, Eva, Cristiana și Mandalina. Noi îți dorim să ai o zi frumoasă, multă sănătate și să ne vedem cu bine. Ai tăi băieți, Ionaș și Cosmin. Mulțumesc! Doriți și dumneavoastră să le transmiteți ceva acolo în depărtare? Câteva cuvinte. Să fie sănătos, să aibă grijă de copiii lor, cum am avut eu.